Pacea și binecuvântare, scump frate și surori. La noi în Ucraina este situație de război, stare de război. Uitați-vă, oamenii stau în rând aproape un kilometru doar ca să iei gaze la mașină și toate becurile sunt pline în această vreme. Oamenii caută să iei motorină, să iei acasă gaz ca să aibă cu ce sta. Sunt trei rânduri de mașini la Peco și sunt mulți oameni aici care caută să iei puțină motorină, să aibă cu ce își încălzi familiile. Vă rugăm să vă rugați pentru Ucraina, este stare de război de azi dimineață, oamenii, copiii sunt acasă și situația este destul de încordată. Sunt explozii la aeroporte, sunt explozii unde sunt armamente, este nevoie de mâncare, deja avem refugiați de la 4 dimineața, oamenii sună, avem deja peste 40 de refugiați care vin în drum la bisericile evanghelice și vrem să-i ajutăm. Cei care doriți să fiți alături de noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă răsplătească. Oamenii au nevoie de generatoare, oamenii vreau să cumpere, să aibă căldură și lumină. Sunt biserici întregi care caută să vină la noi din zona de război. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca Domnul să binecuvinteze. Vă rog în numele Domnului pe toți cei care veți vedea acest video, frați și surori din România, vă mulțumim că mult ne-ați ajutat până acum. Vrem să strângem ajutoare din nou, vrem să strângem haine, îmbrăcăminte, mâncare la Iacobești și cei care doriți să puteți ajuta. Vrem să terminăm centru pentru refugiați și copii orfani în Nouă Sulița. Avem un tată cu 7 copii orfani care vin și mulți care vreau să vină. Haideți să putem ajuta împreună lucrarea lui Dumnezeu. Eu cred că e o vreme foarte de mare încordare și restriște, dar Dumnezeu poate binecuvânta ca țara asta să fie salvată.